După cum vă spuneam, stațiunea Mamaia se pregătește să dea startul distracției de 1 mai în cluburile de noapte și la festivalul de muzică electronică. S-au făcut ultimele pregătiri, iar hotelierii au cazat deja primii turiști. Cei care vin însă la Mamaia doar pentru relaxare nu au prea multe opțiuni pentru petrecerea timpului liber. Pasarela din centrul stațiunii este încă în paragină, acvariul este închis, iar la delfinariu spectacolele vor fi reluate abia după Paște. Închis deja de mai bine de o lună și jumătate după apariția lui Baby, delfinariul din Constanța nu va putea fi vizitat în zilele libere de 1 mai și de Paște. Micuțul încă se adaptează la viața în bazin, atent supravegheat de mama lui, Cencen. Adulții se antrenează în fiecare zi pentru spectacolele viitoare, care au fost însă adaptate la recomandare specialiștilor pentru protejarea puiului. Atunci când este un pui în bazin, nu poți să faci decât comportamentele care nu îl pun în primejdie. A fost primit bine de grup, lucrează frumos, lucrează între ghilimele, deoarece ceea ce face el în bazin este să-și urmeze mămica și mătușa. Da? Este protejat de ceilalți, au grijă când lucrează să nu-l sperie foarte tare, deoarece fiind încă mititel, nu știe el prea bine cum este să stai numai lângă mama. Cel mai probabil, reprezentațiile celor 7 delfini vor fi reluate abia după sărbători. De 1 mai și Paște va fi deschisă doar microrezervația din Complexul Muzeal de Științe ale Naturii de la Constanța. Închis va fi și acvariul de pe faleza cazinoului. Accesul publicului în clădire a fost oprit anul trecut, după ce experții au constatat că reprezintă un pericol pentru vizitatori. Ne dorim să-l redăm publicului, dar înainte de orice așteptăm calculele expertului cooptat de către Complexul Muzeal de Științe ale Naturii pentru a vedea dacă putem etapiza aceste lucrări de structură, astfel încât să facem o parte din lucrările de siguranță înainte de deschiderea sezonului, astfel încât să fie safe din toate punctele de vedere și să poată fi vizitat, iar după ce terminăm sezonul să putem să continuăm lucrările astfel încât la anul să avem un acvariu funcțional complet. Nici cazinoul nu și-a deschis încă porțile, așa că turiștii se mulțumesc doar să admire lucrările de restaurare care se află în plină desfășurare. Delfinariul este închis, asta e situația și acvariul este închis. Ne facem vacanța cum putem. În Mamaia, în schimb, agitație peste tot. La cluburile de noapte se șterg mese și pahare, se spală scaunele și frapierele, se aranjează scaunele și terasele pentru petrecăreți. Sute de pahare. Și astea nici nu sunt toate. Mai sunt și în spate. De-abia am început cu ele. Trebuie să le ștergem pe toate. Ne pregătim pentru 1 mai, în cazul în care o să fie frig, sperăm să fie cald pentru toată lumea, să avem cât mai mulți turiști. Am pregătit și cortul, este toată zona închisă. Băieții așează scaunele, mesele, o să avem petreceri pe 1, 2, 3, 4, chiar și 5. O să sărbătorim și Paștele, nu doar ziua muncii. Na, așteptăm clienții să vină să se bucure alături de noi la petrecerile noastre. Deși vremea a cam schimbat foaia la mare și se anunță zile cu șanse mari de ploaie, operatorii din turism se așteaptă ca pe litoral să ajungă în vacanța de 1 mai și de Paște câteva zeci de mii de turiști.